Încep acest videoclip prin a vă spune că... Stai, ce? Nu! I am inevitable. Exact, baby, sunt inevitabil la fel ca Thanos. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dimineața când mă trezesc și mă uit în oglindă, vine să fac ceva de genul ăsta. Chiar vreți să știți cine sunt eu? Eu sunt... Prășitorul de găloți? Stai, ce? Ce? Nu! Ești împit? Eu sunt The Kilotless. Timișoara se închide din nou. Pentru 21 de zile. Partea nasoală e că acum vine chestia cu pupatul de Parascheva. Apropo, credincioșilor care pupați moaște, știi că ai înșelat-o pe nevastă ta? Și ghiși care a fost prima femeie cu care ai înșelat-o pe nevastă ta? Da, da, Parascheva. Mă, urăsc chestia asta cu pupatul de moaște, biserică, religie, prostie și așa mai departe. La fel ca și aia care nu cred că coronavirus există și așa mai departe. Bă, știi cum e prostia? Toți ăștia, asta e genul ăla de oameni care văd în jurul lor numai prostie peste tot. Ei sunt centrul universului și cei mai deștepți. Dar știi cum e cu prostia? Dacă e la fel ca transpirația. Dacă o miroși tot timpul, mai mult ca sigur că de la tine vine. Ce inteligență am scos din mine acum. Deci ține minte lucrul ăsta. Treaba cu prostia e ca și transpirația. Dacă o miroși tot timpul, mai mult ca probabil că de la tine vine. Și dacă tot dau sfaturi, hai să dau încă un sfat bun. Nu deschide niciodată timpul, nu deschide niciodată ochii în timpul sexului. Pentru că o să vezi asta. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Din cauza durității, imaginile integrale nu pot fi difuzate. Am și un sfat pentru gay, pentru că pun pariu că 20% din voi ăștia care vă uitați la mine sunteți gay. Dacă tot te fuți în cur, unge-o cu Ben Gay, ca să nu te doară așa de tare. Așa, și dacă tot am început cu cele trei adevăruri, prima a fost aia cu Ben Gay. Așa, a doua, toată lumea minte. Singura variabilă este despre ce. Și aici l-am citat pe Dr. House. Și al treilea și cel mai mare adevăr pe care ai să-l auzi în viața ta și poți să-l folosești și tu, uite, îți dau permisiunea mea să-l folosești, e că coloana infinitului a fost numită după pula mea. Scuze, sunt un pic mai blând, din cauza că acum nu știu dacă are vreo legătură una cu alta, dar am început ziua uitându-mă la copii cum fac balonașe. A, nu astea. Alea la nas. It's a big bugger! Și dacă tot veni vorba de nas, sută la mie ai văzut căcatul ăsta, dar mi se pare extraordinar, așa că încă o dată. Și cam atât pentru azi. Vă las cu câteva cuvinte de înțelepciune. Ține minte aceste cuvinte. No kilotă de echips de brânză away. Ce înseamnă asta? Nu purta chiloți. Ca ștrudelul tău să nu devină ștrudel cu brânză. Iar dacă ești femeie, să nu devină plăcinta ta, să nu devină brânzoaică. Sau langoș cu brânză. Poftă.